Astăzi la ora de cripto. Haideți să vedem cum arată piața în această zi de miercuri. Iar Bitcoin este la 19.400 de dolari, uh, Ethereum la 1.060 de dolari și cam toată piața este în scădere. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să lăsați un like și un coment, Deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Și înainte să mergem și mai departe, am lăsat un curs uh, în special pentru începători pe ora de crypto.ro. Este chiar acesta primul. Este un curs de o oră și ceva, o, un curs foarte bine documentat uh, și cred că o să vă ajute foarte mult. Uh, am pus și cum să intrați pe trading cum să folosiți indicatorii, ce indicatori să folosiți, cum să dai long, cum să dai short. Am, uh, am și un tutorial de Binance acolo uh, unde dau eu long, unde dau eu short și cum gândesc aceste lucruri și bineînțeles dacă vreți să-l cumperi, îl găsești pe ora de crypto.ro și l-am pus la un preț foarte mic din punctul meu de vedere la 80 de dolari, cam toate sunt la 2-300 de dolari din câte am văzut pe piață, dar am zis să și îl permită toată lumea. Deci, așa, dacă vreți, intrați pe ora de crypto.ro și odată achiziționat, îl puteți revedea de câte ori vreți voi, accesând doar e-mailul de pe care ați făcut plata. Știrea zilei este că inflația în America este de 9,1%. Bineînțeles, nu s-a mai întâmplat acest lucru de 40 de ani, o inflație atât de mare și dacă în luna mai am avut o inflație de 8,6%, vedem că în luna iunie este deja la 9,1%. O creștere mare și s-a văzut și asta în preț. Am o volatilitate foarte mare, dacă mergem pe oră, de exemplu, aici s-a aflat, uh, da, de la 20.000 de dolari a scăzut 20.100 instant, a scăzut până în 18.900 de dolari, iar mai apoi și-a revenit Bitcoinul. Dar, haideți să vedem cum arată. Și uh, prima dată, înainte să mergem și mai departe, uh, da? Deci avem 9,1 și să nu uitați că în 27-28 luna asta Fed o să aibă un meeting și mai vorbim despre acest lucru mai îndelungat pe atunci sau prin 25-26. În 27-28 o să aibă Fed un meeting să mărească din nou dobânzile da? și dacă în mai inflația a fost de 8,6 dobânzile s-au mărit cu 0,75% da? și știm cu toții ce s-a întâmplat când s-a mărit cu 0,75%. Instant Bitcoin a picat, toate piețele au picat, deoarece a fost cea mai mare majorare de foarte multă vreme. Și acum sunt discuții la inflația asta de 9,1% să se mărească cu ori 0,75% sau cu 1, da, cu 1 dintr-o dată. Acest lucru la fel nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme. Ei bine, orice s-a întâmplat și 0,75 și 1, la fel piața cred că o să reacționeze negativ, dar dacă se va majora și cu 1%, Cred că atunci ar fi foarte rău pentru următoarele săptămâni și luni în cripto, da? Deci până atunci mai vedem ce o să se mai întâmple și atunci în 27-28 s-ar putea numi recesiunea uh, oficială, da? Bineînțeles cu toții știm că este o recesiune, dar încă nu este anunțată oficial și cred că după aceea toate știrile vor vui cu recesiune, recesiune, sfârșitul lumii, sfârșitul lumii, știți cum fac cei din media, da? Și atunci la fel am putea avea o presiune de vânzare uh, foarte mare. Până atunci Bitcoin uh, a ieșit din acest triunghi simetric după cum a scris pe contul de Telegram uh, a ieșit din acest uh, triunghi simetric are testat, are intrat din nou un și din nou a ieșit, da. Ne arată slăbiciune și Bitcoin încă este sub acest prag și foarte important este că avem volum foarte mare, da. Și a atins chiar următorul prag de suport la 19.800 de dolari. 18.900 de dolari și cam aici se îndreaptă Bitcoinul uh, cel puțin pe termen scurt dacă nu se întâmplă ceva. Da? Și bineînțeles după aia următorul prag de suport este la 17.600 de dolari. Pia piațele au reacționat negativ, ușor negativ. Da? Mergem și pe uh, burse, S&P-ul la fel a avut un dump, dar după așa a revenit și urmăresc acest M pattern, acest double top pe S&P. Da? Double top ne-ar putea duce, dacă calculăm de aici de jos de la neckline, până în top ne-ar putea duce undeva până la... 3600 de dolari. Bineînțeles, urmărim această săptămână să vedem dacă S&P-ul o să închidă sub 3757 s-ar uh, valida acest M-Pattern, acest Double Top. Dolarul. Dolarul astăzi s-a tranzacționat și mai puternic decât euro. A atins chiar 108,6. A fost undeva la 495-496 pe acolo. Da? Uh, și atunci, DXOI, vedem că ia o un pic de reject peste această zonă de 161 pe Fibonacci și se consolidează peste această zonă. Totul este bullish până stă peste 107,34 din punctul meu de vedere și ar putea să stea aici o, o bucată bună de vreme, iar de aici se poată să dea un uh, ultim pump până în zona de 111. Asta ar însemna o creștere de aproximativ încă 3% pe termen scurt. Bineînțeles, pe daily avem și această divergență masivă bearish de care povesteam, da, presul urcă foarte mult. Uh, uh, RSI-ul scade, da? Vedem ce se întâmplă, dar dolarul câștigă teren și asta vor uh, uh, americanii, da? Să-și întâlnească dolarul care se Și Bineînțeles, și în zona euro este foarte mult haos și de asta urcă dolar, dolarul atât de, de bine, dar ce este mult haos în jurul euro. Mergem și pe câteva altcoin-uri. Mergem pe CHZ. Uh, la fel, ai și din acest triunghi simetric după cum am scris și pe Telegram, a ieșit în jos și aici este foarte bine din punctul meu de vedere de exact aici când a ieșit a testat, iar apoi a luat un dump, a testat încă o dată EMA ul din nou a scăzut. Uh, CHZ este din punctul meu de vedere foarte bearish și ar cam trebui să-și continue uh, downtrend downtrendul de aici. Dacă punem un Fibonacci de aici de la cea mai, cea mai joasă zonă până la cea mai înaltă, putem vedea că stă pe 0.61 pe Fibonacci și între 0.5 adică undeva între 0.096 și 0.10. Da? Dacă ar închide sub 0.096, sub 0.61 pe Fibonacci, următoarea zonă ar fi 0.0895, mai apoi la 8 deci, CHD, din punctul meu de vedere, este uh, foarte berish. Mergem și pe Solana. La fel, Solana foarte bearish, a ajuns până la acest prag. Vedem dacă de aici facem un double bottom sau uh, de aici spargem suportul și mergem până în urmă următoarea zonă de 26-28 de dolari. Da? Vedem, volumul este foarte mare în piață uh, în aceste momente. Mergem și pe BNB. La fel, BNB a ieșit din acest uh, ascending triangle uh, și vedem la fel și pe BNB, volum foarte mare, deoarece cam toate altcănurile merg după Bitcoin în aceste momente, da? A ieșit în jos din acest ascending triangle, Are retestat EMA Ribbon, și de aici cel mai probabil va merge și mai jos. Următoarea zonă de interes ar fi aici la 213, 206, mai apoi 187 de dolari. Long term îmi place foarte mult uh, BNB. Mergem și pe ADA Cardano, deoarece ADA continuă să scadă de foarte multă vreme, de la cel faimos 3 dolari din vara anului trecut. Și ADA a ajuns la acest prag de suport foarte mare. Odată a avut un bounce de aici, al doilea bounce de aici și a treia oară stă aici. Vedem dacă a treia oară e cu noroc pentru ADA și sparge acest prag de suport sau va face un bounce pentru a treia oară de aici și prețul o să crească. Și pe daily time frame, adică fiecare lumea care reprezintă uh, o zi, formează un falling wedge. Da? În teorie, un falling wedge într-un downtrend are mai multe șanse să meargă în sus decât să meargă în jos. Bineînțeles, vom vedea dacă se întâmplă acest lucru, dar dacă Bitcoin o să facă un dump și mai mare de aici, și ADA o să scadă. Uh, personal nu îmi place ADA, dar Uh, nu trebuie să ne placă toate monedele, dar atunci când urcă, urcă bine deoarece este foarte mult hype și este promovat de influencerii mari din acest domeniu dar rămâne de văzut dacă Ada are putere să facă un bounce din acest falling wedge și să spargă falling wedge. Da, vă recomand și vă vouă să intrați pe tradingview și să trageți aceste linii și să urmăriți ce face Ada în următoarele ore și zile. Atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare.